Vine și se îmbrățișează cu tehnicianul CFR-ului George Costa. Iată-l pe Roni, brazilianul de 28 de ani din atacul CFR-ului, puternic ca un buldozer, așa a fost el caracterizat. Revedem faza cu mingea în profunzime trimisă de Cadu. Foarte ușor trece acolo Veldon, trimite inteligent în spate pentru apariția lui Roni și golul de 1-0 al CFR-ului. O eroare, spun eu, comisă de capitanul Oțelului Galați, Sergiu Costin, mult prea ușor a cedat în fața lui Veldon. Exact așa cum anticipam, un meci extrem de încins. Dar chiar la așa ceva nu cred că se aștepta nimeni. Un gol marcat în primul minut. Aici se dictează lovitură liberă pentru Oțelul. Un fault aproape de tușă. Vedem și pe veteranul Oțelului, Gabriel Paraschiv, un jucător determinant sezonul trecut. Punct din această confruntare. Au trecut 10 minute din repriza a doua. Ce pasă bună pentru Bastos. Mulțumește divinității. Iată pasa lui Gabi Mureșan, absolut excepțional. Pleacă dintre doi adversari, sprintul extraordinar al lui Bastos. Intervine în zadar Cornel Râpă. Mută din nou Dorinel Munteanu. Iese Filip, intră Pena. Spuneam, rezerva perfectă Pena, două goluri în acest sezon. A marcat cu Ceahlăul Piatra Neamț, dar și cu FC Brașov Marius Pena. Antal în dreapta, Buș în stânga, Ibeh în spatele lui Marius Pena. Aceasta este dispunerea ofensivă a Oțelului. John Ibeh pasă cu exteriorul la Zoran Ljubinković. Intră la minge Panin. Fotbalist pe care, spun eu, îl caracterizează constanța evoluțiilor. Mă refer la Cristi Panin. Prin plan, este momentul în care foarte mulți spectatori încep să părăsească arena. Dedică Veldon cuiva această reușită, probabil unei persoane dragi din familie. E undeva firesc să apară și acest gol. Multe găuri în apărarea Oțelului. Ca în curtea școlii a făcut această fază Veldon. Sârghi evită să intre decisiv, iar brazilianul înscrie printre picioarele lui Grahovaț. Iată și acest dans sud-american. O dezamăgire uriașă pentru fanii Oțelului. Frângere la un scor destul de mare. Este deja 3-0. Vă reamintesc că ultima înfrângere pe teren propriu pentru Oțelul Galați în campionat, în martie 2010, 2-3 cu Dinamo. Iată, 3 goluri a primit și atunci Oțelul, însă a și marcat de 2 ori. A intrat pe teren și Capetanos, fostul atacant al Stelei, mult timp accidentat, grecul. Camora așteaptă și primește mingea Renan, un mijlocaș și inteligent acest Renan. Gabi Mureșan, brațele lui Grahovaț. A trimis pe direcția portarului Mureșan. Un șut atât de puternic, dacă mai este și plasat, îi creează mari, mari probleme oricărui portar. N-au gălățenii ce să-i reproșeze lui Grahovaț. A luat acel gol printre picioare de la Veldon, dar era o situație extrem de delicată. Fază
Trimite cu efect spre colțul lung Antal cu capul Marius Pena. Spuneam foarte periculos în spațiul aerian Pena. Apropo de Johnny Beh, acesta a debutat în Liga 1 chiar împotriva clujenilor. Se întâmpla în 2008 într-un meci UTA CFR 0-3. Iată, pentru Ibeh probabil se va repeta acel scor. Execuție nefericită a lui Sergiu Costin. Greu, greu de anticipat. Nu știu câtă lume ar fi pariat pe un asemenea rezultat. Oțelul CFR Cluj 0-4, dar să nu trecem foarte ușor peste pasa minunată a lui Pantelis Capetanos. De obicei se află în celălalt rol, al omului care primește, nu al servantului. Iată cu exteriorul o pasă la Xavi, dacă îmi permiteți. Și finalizarea elegantă a lui Ioan Hora. Este final de partidă aici la Galați. CFR reușește să o învingă pe Oțelul cu scorul de 4-0. O imagine care spune totul, cea a lui Marius Stan, extrem de supărat, și antrenorul Dorinel Munteanu, cum poate fi altfel după un asemenea scor 0-4, e adevărat, a contat enorm acea eliminare din prima repriză a lui Silviu Ilie.